că au apărut niște disensiuni posibil între socialiști și cei de la Șor și ar putea fi, dar asta e așa, o presupunere, ar putea și o încercare de a-i pune la punct. Dar mai degrabă vreau să cred că Procuratura Generală, în special domnul Stoianoglu, a răspuns multelor cerințe, obiecții ale cetățenilor, ale politicienilor de a-și face meseria. Vreau să cred că Procuratura poate și se va ocupa de corupție, inclusiv din Parlamentul Republicii Moldova. Parlamentul este, într-adevăr, unul suficient de mizerabil, scuzați de expresie, și procurorul general, procuratura la general, ar avea încă multe motive să vină cu cereri de ridicare a imunității. Și dacă îmi permiți, o să vă zic că este vorba noi, numai de partidul Șor, dar avem și cazul Landromatului și avem și cazul Bahamas și multe altele unde se cere intervenția promptă a procuraturii. Haideți, când am făcut presupunerea asta inițială, am avut în vedere că și faptul că s-a tergiversat foarte mult această luare de decizii. Pentru că este fraudă în bancară, discutăm și nu doar în platoul de misiuni de ani. Deja am obosit toți de discuții. Vreau să cred chiar foarte mult că procurorul general, procuratura, pentru că mai este un corp foarte impunător, își vor face treaba cum le-o cere statutul, legea și nu cum o vor politicienii. Nu vreau să fie confruntări între clanurile obscure care au ajuns în Parlament sau au acceptat prin instituțiile de drept ale statului.